Și vă dau un exemplu. Acum țăranii, deși vin și bat la ușă, scot tractoarele pe, pe marginea străzilor sau blochează uh, piața mare de naționale. Fiindcă îi sărași și nu recunoaște. Dar și sărași? Fiindcă vând de pe câmp cu prețuri de nimic. Și le oferă la moment. Fiindcă s-au distrus toate, toate uh, depozitele. De ce vând Acum pe automat, câmp, automat, 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 cu... automat, nu ca să, continui, ca să termin gândul. Automat și noi am subvenționat uh, construcția de depozite, de fermierul va depozita... Uh, uh, va avea posibilitatea să depoziteze producția agricolă, ca piste 3-4 luni de zile, când stabilizează prețul, că uh, un fermier chiar care are 100 de hectare și are o roadă de 300 de, de, de toane la hectare de grâu, 300 de toane, și la noi practic arată că sunt undeva 10- 60 până la un leu câteodată în 3 luni de zile pot să majoreze prețul, ea 300.000 300 de lei, care se asupă aproape toate cheltuielile pentru multe. Aici noi ne gândim, dar până la noi nu a fost nicio strategie, era de moment.